Salut! Maiorul mă numesc, noi suntem Airsoft 6 și astăzi mi-am propus să vă prezint o replică fabricată de GNG. Este vorba de GR4G26. Vă invit să rămâneți alături de mine în continuare să vedeți exact despre ce este vorba. Această replică fabricată de GNG copiază platforma standard M4. Producătorul a făcut o treabă excelentă în a aduce o calitate deosebită la un preț acceptabil. Această jucărie este destinată categoriei mainstream și promite foarte multe și chiar le și face. O mare parte a replicii este fabricată din plastic. Mare atenție, este vorba de fibră din nylon extraordinar de rezistentă. Mulți utilizatori ar putea considera că este mai rezistent decât anumite metale. Să vedem ce părți sunt din metal și ce părți sunt din plastic. În partea frontală, flash hider-ul este din nylon și este cu desfiletare cu sens invers. Țeava externă și sistemul ce emite recuperarea gazelor este din metal, asigurând destul de bine ulucul care este de asemenea din nylon. Corpul este și el din nylon, tubul este din metal, de asemenea patul este din nylon. Mânerul evident este și el din material plastic, de asemenea și încărcătorul. Dat fiind că jucăria se bazează pe platformă M4, comenzile sunt cele cât se poate de standard. Pe partea stângă existând selectorul de tilt cu safe semi și auto, ping-pong pedalul fictiv, iar pe partea dreaptă mag-catch-ul, portul ejector și butonul pentru decomprimarea arcului. În partea superioară a corpului există o șină standard pe care vor putea fi montate accesorii optice avansate sau mai puțin avansate, care se prelungește pe partea superioară a lucului frontal, permițând astfel montarea și mai multor aparate de ochire avansate sau mai puțin avansate. Replica este prevăzută cu un sistem de ochire rudimentar ce poate fi ușor folosit împreună cu un sistem avansat. De ce spun asta? Deoarece partea din față se ascunde în sistemul de șine de pe partea superioară a ulucului, iar partea din spate este escamotabilă. Partea din spate, de asemenea, este reglabilă atât pe înălțime cât și laterală. Pentru a asigura replica cu o curea, putem folosi punctele de prindere cu detașare rapidă din partea frontală a ulucului, inelul deasupra mânerului sau punctele de detașare rapidă din partea din spate a patului. Patul replicii este rabatabil, permițând reglarea lui exact pentru poziția optimă în funcție de lungimea brațului fiecărui utilizator. Ce este cu adevărat fascinant este designul său, care este foarte impresionant. Una la mână și a doua la mână se fixează foarte bine datorită sistemului de blocare. Plus că este prevăzut cu un compartiment relativ ușor de accesat în care pot fi înmagazinate eventual baterii de schimb pentru sistemele optice. În partea superioară există un cauciuc extraordinar de confortabil pentru bărbie. Replica are o lungime de aproximativ 700 de mm cu patul strâns, iar cu patul extins 800 de mm și o greutate de aproximativ 2,4 kg. Aș putea spune că jucăria este mai mult decât suficientă pentru spații restrânse. Fiind destul de mică, va fi ușor de manevrat, iar datorită greutății reduse și mai ușor de manevrat. În ceea ce privește internele jucăriei, producătorul a dotat această minunată replică cu o țeavă de precizie cu lungimea de 233 de mm, cu cameră de hop-up din plastic ABS foarte bine definită și o gumă de hop-up all season. În ceea ce privește gearbox-ul, este o platformă ce seamănă cu gearbox-ul V2 standard, în schimb este modificată pentru a putea avea blowback. Blowback-ul este bazat pe presiunea aerului, așadar, în momentul în care veți obtura boltul, nu se va întâmpla nimic din punct de vedere mecanic. Sistemul este mai mult blow sound decât blowback. În schimb, există pentru acei pasionați care vor așa ceva.
Roțile și pistonul, cât și alte componente, sunt standard, permițând o bună posibilitate de upgrade. Alte câteva elemente, precum carcasa gearbox-ului, antireversul, sunt de obicei specifice G&G și ar trebui să cumpărați unele exact destinate acestei platforme. Replica poate funcționa cu acumulator de 9,6V sau 8,4V nichel sau lipo de 7,4V. Spațiul destinat acumulatorului este în interiorul lucului frontal, ce se demontează relativ ușor, iar ca spațiu destinat ar trebui să nu depășim dimensiunile unui acumulator de 9,6V nichel. De asemenea, nu vă recomand să depășiți nici tensiunea de 9,6V, deoarece replica se poate defecta. În pachet este inclusă, evident, această minunată replică, un încărcător high-cap de 400 de bile, overgea pentru curățarea țevii și o pungă cu bile care chiar poate fi folosită. Vă recomandăm ca odată cu achiziționarea jucăriei să vă orientați și către un acumulator și un încărcător pentru acest acumulator. Utilizați doar bile de calitate și nu reutilizați bilele. Această minunată jucărie o puteți găsi pe site-ul nostru airsoft6.ro. Tot acolo veți găsi și accesorii și consumabile necesare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să ne scrieți pe adresele de e-mail, pe Facebook și, de ce nu, chiar pe YouTube. Până una alta, nu uitați, fiți responsabili, airsoft-ul este un sport, dar trebuie tratat cu seriozitate. Protejați-vă întotdeauna ochii și nu afișați replicile în public. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!